Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Și am ajuns și la rubrica Știați că? Așa. Știați că telefoanele Android de top din China sunt pline de spyware? Deci suntem la categoria Știați că apa este udă? Un studiu recent arată că telefoanele Android de top vândute în China sunt un adevărat coșmar în materie de confidențialitate. Serios? Da. Sunt făcute din microfoane, a? Practic microfoane și date de adică sisteme de transmitere a tuturor datelor pe care le ai în telefonul respectiv. Nu ne-am fi imaginat vreodată. Da, evident, un studiu făcut de cercetători occidentali. Atât. S-au apucat, au făcut un studiu, mai multe universități, au descoperit că utilizatorilor din China li se fură datele personale, e jaf. Nu alta. Mamă. Cine ar fi crezut? Auzea, numai Android se fac în China? Că știu că se fac și celelalte în China. Da, nu se fac celelalte. Celelalte nu sunt făcute din microfoane, celelalte sunt safe. Nu, da, vin la Apple, da. Și Apple le verifică. Da, sigur că da. Luați-vă de alea cu mări și vorbiți cu ele în lift. Colectarea, nu mă provoci. Da. Colectarea are loc fără notificare sau consimțământ evident. Producători de telefoane, precum Xiaomi, OnePlus, Oppo, unele dintre cele mai populare în China, colectează cantități masive de date ale utilizatorilor prin intermediul sistemelor de operare, precum și prin aplicațiile care vin preinstalate pe telefoanele respective. Și date sunt acaparate de asemenea și de alți actori privați. Și cercetătorii spun că aceste telefoane, citesc, trimit o cantitate îngrijorătoare de informații personale identificabile, nu numai furnizorului de dispozitive, ci și furnizorilor de servicii, precum Baidu. Baidu e un soi de Google chinezesc, înțeleg? Ah, ok. Controlat de guvern. Și operatorilor din rețelele mobile chineze. S-au făcut experimente, au experimentat cu o serie de dispozitive. Ce informații sunt incluse? Informațiile de bază, cum ar fi numere de telefon, identificatori ai dispozitivului, date de geolocalizare, date legate de conexiunile sociale, contactele, numere de telefon ale contactelor, metadatele telefonice și de text, tot, frate, tot. Deci, practic, e plin de GDPR acolo. Da, exact. Destinatarii acestor date au o imagine foarte clară despre cine folosește un anumit dispozitiv, unde o face și cu cine vorbește. De altfel, în China, numerele de telefon sunt legate de un ID de cetățean individual, ceea ce înseamnă că este numărul respectiv este indisolubil legat de identitatea reală și legală a utilizatorului, iar colectarea nu se oprește atunci când dispozitivul și utilizatorul ies din China. În ciuda faptului că diferite țări au legi diferite privind confidențialitatea. Mă, dar ce distopie este regimul ăsta de la Beijing, este uluitor. Au deschis secții de poliție prin toată lumea, secții de poliție private. Ilegală, da. Nu, ilegale, se de stat, dar sunt ale statului chinez. În care urmăreau chinezi care, vorba aia, călcau pe bec prin țările respective, au repatriat cu forța niște chinezi care își permiteau să spună lucruri despre regimul de la Beijing. Acolo, în China, ai scor social, ești urmărit în fiecare clipă, în fiecare minut. Mă, este absolut înspăimântător. Și mă întreb dacă nu care cumva în 10, 20, 50 de ani modelul ăsta nu o să înceapă să se extindă pe toată planeta. N-avem de unde știm. Și ce aș vrea, câteva zile de grevă la ale poporului chinez, să nu mai muncească chinezii. Să vezi că nu mai avem nici telefoane, nici mașini. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.